Stimați respectatori, bine ne-am regăsit la o nouă emisiune. Așa cum am promis data trecută, continuăm cu partea a doua, dezvoltarea ideii de Asociația Pensionarilor din Galați, alături de domnul profesor universitar dr. Ion Lucian Mehedinți. Domnule profesor, bine ați venit, domnule președinte, că sunteți în calitate de președinte al asociației. Haideți să reluăm discuția noastră. Sunt sigur că cei mai mulți dintre telespectatori și mai ales din grupul țintă, cel căruia vă adresați, dar nu neapărat grupul țintă, pentru că și eu cred că ușor, ușor și fiecare dintre cei care ne dorim un plan pentru viitor ar trebui să ne înscriem aici, în această tendință de a ne asigura, cum spuneți dumneavoastră, o retragere mai altfel, mai frumoasă, mai lipsită de griji. Rămăsesem cu discuția și am analizat istoricul, menționând și reținând faptul că sunteți cea mai veche asociație de gen. Un lucru extraordinar de demn de apreciere, mai ales într-o conjunctură în care ați trecut peste două războaie mondiale, ați trecut peste crize, ați trecut peste piedici care au condus alte asociații de gen sau alte societăți de gen să dispară. Abnegație, devotament, muncă, foarte multă muncă. Haideți să revenim acum, cred că, la ceea ce poate fi cel mai interesant lucru, modalitatea prin care pensionarii, în primul rând, dar nu pensionarii, toți doritorii, toți cei care vor să-și asigure această, cum frumos spuneți, retragere într-o formă mai frumoasă, pot veni alături de dumneavoastră și, bineînțeles, ce le oferim, cum venim în întâmpinarea nevoilor lor. Și aș vrea să fac o completare a tot ceea ce a spus dumneavoastră, că această organizație nu e singura chiar din țară, cam fiecare județ a avut sau încă mai au, Minc mai are o astfel de organizație. Ca vechime, sigur, variază de la un județ la altul. Într-adevăr, noi ne numărăm printre cele mai vechi. Da, vreau să spun, să adaug la ceea ce a spus dumneavoastră, că practic a trecut și prin toate sistemele sociale, dacă, mă rog, gândim la, da, așa, la mai global. Deci, a avut puterea, tăria aceasta sau poate norocul, dar asta numai și numai datorită oamenilor, să treacă prin toate aceste acele greutăți pe care dumneavoastră le-ați înșiruit, dar așa asta care am adăugat eu acum, prin câteva sisteme sociale de organizare, economice, sociale și politice. Poate că așa a fost dat de undeva, de cineva, norocul, cum spuneam, să reziste prin toate aceste greutăți care a trecut. Vorbiți de dat, dar întotdeauna noi avem o vorbă și ținem la ea, românii, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți și introduce în sacoșe, nu-ți bagă în traistă, cum spunem noi mai plastic. Iată, oamenii, cum spuneți, sunt cei care au făcut să reziste un sistem. Plecând de la regalitate, într-adevăr, și ajungând, iată, într-o democrație de care ne bucurăm, pe care încă n-am ajuns să înțelegem în totalitate, dar mai avem timp să sedimentăm informațiile, asociația a rezistat, organizația a rezistat. Întorcându-ne în pragmatic, pentru că, din păcate, știți, timpul e inamicul nostru, care sunt facilitățile, de fapt, înainte de a veni către facilități, care este procedura prin care cineva devine membru dumneavoastră? Foarte simplu. În primul rând, dorința. Și, deci, cerința. N-am fost niciodată birocrați să cerem mult și să facem puțin, ci cât de puțin să cerem, dar să facem mai mult, mult. În primul rând și în primul rând pentru pentru acest segment de populație, acea ajunsă la vârsta a treia, respectiv la persoanele îmbătrânite. E, cum vă spuneam, foarte simplu. În primul rând, o cerere, cuponul de pensie. O cerere pe care o găsiți la dumneavoastră? Da. Okay. Da, e tipizată, sigur. Perfect. Dar tot de a veni repede în ajutorul solicitantului. Nu, că suntem obișnuiți cu varianta. Dosar, șină, trei copci, două exemplare, șapte, nu știu ce. La dumneavoastră varianta? Încă o dată spun, foarte simplu, asta căutăm, să nu îngreunăm nimic pe om, pe solicitant. Și prin asta poate că
E un sistem de a înțelege și a veni cu bratele deschise, cu sufletul curat, să fim împreună. Deci poate și treaba aceasta, când nu este purtat pe drum sau programări sau altceva, indiferent. Totul este să omul să cunoască treaba asta. Și, într-adevăr, din acest punct de vedere, în ultimii ani nu prea s-a făcut multă popularitate. Și poate nici n-a fost nevoie, că oamenii... Întotdeauna e nevoie, pentru că sunt sigur că mai sunt și dintre cei care nu știu. Haideți să recapitulăm. Pentru o persoană pensionară, împărțim în două. Exact, asta vreau să și spun. Am înțeles că la dumneavoastră se pot înscrie și cei care încă nu sunt pensionari. Și cei care nu sunt încă pensionari, dar sunt aproape, în prag de pensie, dar și membrii ai familiilor, care sunt deja membri, mult mai tineri chiar, așa, pentru a sprijini pe bătrânii care deja sunt înscriși. Poate unii s-au îmbolnăvit, s-au plecat din localitate, sunt plecați din localitate, sau pur și simplu mai uită. Așa, așa că tinerii au meritul și dreptul acesta și chiar obligația de a sprijini. Măi, ai uitat cu dare, nu știu ce. Hai să mergem, hai să facem. Și din acest punct de vedere, înaintașii noștri au considerat că e bine să fie alături de persoanele vârstnice, de pensionari și persoane mai tineri. Da. Pe de o parte, pe de altă parte, capătă experiență tinerii. Toți avem nevoie de experiment, de experiență. Și dacă vin și nu știi nimic, e puțin mai greu până se acomodează persoana respectivă. Dar dacă vine deja sprijinit, cunoaște ceva, cum este ce discutam exact mai înainte, un tânăr, da, deja pleacă mai repede și adaugă și nici de cum învață sau, știu eu, trebuie să cerceteze. Trece practic peste perioada de acomodare, acomodarea fiind un proces continuu. Deci, din acest punct de vedere. Revenim tehnic. 1. Cererea la dumneavoastră. Cererea și cuponul de pensie, cum spuneam, și atât. Pentru salariați, sigur, cei mai persoane mai tinere, sigur, trebuie să vină și cu adeverință de la locul de muncă. Să se constate că totuși are o sursă de venit. Exact. Cât de cât. Așa. Cum spun, altceva nu trebuie. Că cotizație. Exact. Așa. Asta vreau să spun. Organizația noastră nu percepe cotizații față de toate celelalte organizații. Asta e lucru extraordinar. Păi suntem cam singurii din țară care avem asemenea proceduri. În schimb, pentru a realiza în bune condiții activitatea sau, cum să spun, scopul de bază, principal, acela de a, la final, de a avea un ajutor de deces, pentru acest lucru se face o contribuție lunară, se dă o contribuție lunară care sigur variază în funcție de timp, în funcție de rata inflației și evoluția prețurilor și altele și altele, dar este simbolică. Practic, numai de când am devenit eu președinte, nu a crescut nici cu 50 de bani. Haideți să spunem valoarea de astăzi. Valoarea de astăzi este de 6 lei, respectiv, mă rog, pentru sticle de apă. Asta luna? Pe lună. Da, wow. Pe lună este. Dar atenție că această sumă simbolică, cum spuneam, o primește înapoi membrul casei, chiar îndoită, așa, la sfârșit, prin urmași. Deci, orice suportă cheltuieli. Se cere cheltuieli. Și activitatea aceasta tristă, dar ea vine pentru oricine, așa, suportă, trebuie să se facă niște cheltuieli. Și spun că noi venim în acest sprijin, mai cu seamă că sunt unele categorii sau unii oameni care nu au niciun ajutor de nicăieri. Nu sunt nici pensionari. Ne fiind pensionari, că avem, am spus, persoane vârstnice și pensionari. Deci nu este casa numai pensionarilor, a persoanelor vârstnice și a pensionarilor. Așa, de cei care nu sunt pensionari, nu iau niciun ajutor de nicăieri. Ceilalți, sigur, mai ia prin oficiul de pensii acel ajutor. Dar foarte mulți sunt și în județul nostru care nu primesc acest ajutor. Deci rămâne singura sursă de un mic venit pentru și astfel de neplăcute fenomene care trebuie să le trăiască omul.
Așa, dar, cum spuneam, dacă un om, asta e în funcție de o grilă care da în funcție de vechime, sau ajutorul acesta de deces. Ce, mai bine să fiu și mai bine, și mai clar, înțeleg. Dacă un om, zic, un membru stă maximum, hai să zicem 40 de ani, dacă el se înscrie la 35-40 de ani, să zicem că mai stă încă 40 de ani, cum ar trebui sau un fericit cum să trăiești. Ne rugăm la bunul Dumnezeu așa, să ne îngăduie. Aceasta ne îngăduie să trăim la o vârstă mai mare. Așa zicem că ajunge la 40 de ani la noi. Dar în toți acești 40 de ani, dacă ar da numai 6 lei, dar el a variat, a pornit de la 50 de bani prin anii 2000. Prin anii 90. Așa. Ei, dacă stă 40 de ani și zicem că a dat 6 lei, în 40 de ani cât avem, 7,428 deci pe an 2800, așa, 72 de lei pe an, pardon, în 40 de ani, așa ar fi 2800. Ei, el primește 3600 de lei. Deci este, dă mai mult cât a dat toată viața lui în condițiile când a dat suma maximă de astăzi, e 6 lei. Dar ea a fost mult mai mică între. O întrebare care cred că mulți dintre cei care ne ascultă ar vrea să... Se poate plăti și o sumă mai mare? Da, este a doua, o altă problemă care vine mult în ajutorul oamenilor. Și vă rog să mă credeți, nu aș vrea să fiu să mă considerați lipsit de modestie. Are o pensie din care își poate permite dublu sau triplul sume. O să vă dau și un exemplu și mai concret. Da, să nu mă considerați lipsit de modestie, dar am primit și unele mulțumiri în timp pentru, din partea unor oameni. Că a spus că i-am învățat să facă economii, i-am învățat fără să știe și, să aibă o rezervă pentru zile mai puțin bune. Așa, deci, fiecare membru poate să vină cu un fond social, indiferent care, cât vrea, cât poate. Și am găsit mult, când vine să dea cei 6 lei, poate să dea și totodată într-un singur an, mai ia 100 de lei, îl pune la fond social. Are două, cum să spun, avantaje. Una, că își face o economie fără să știe, fără să-și dea seama, iar a doua, constituie un fond care poate sta la baza unui împrumut rambursabil, care dorește să-l facă pentru stricte nevoi de familie, personale. Și fondul acela, împrumutul care se dă, la ora aceasta, deocamdată la nivelul acesta am ajuns, să dăm de 4 ori fondul care îl are acolo. Și presupun că dobânda este competitivă sub dobânda bancară. Aici este o problemă. Nu se, care dobândă? Dobândă pentru împrumut? Pentru împrumut. N-aș vrea să... Este cea mai mică din țară. Mă refer la DAE. Da. Dobânda anuală efectivă. Dobânda efectivă. Este de 5,22. 5,22. Nu are deocamdată nicio organizație, nu mai vorbesc de bănci sau alte forme, alte instituții care fac împrumuturi. Așadar, asta nu vreau să zic ca o laudă sau o propagandă sau ceva. Nu, dar e foarte important, mai ales că mulți dintre bătrâni, din nefericire, sunt înșelați de tot felul de societăți, nu știu, semi-private, private, cele care au apărut acum, nu vorbesc de instituții bancare, ci vorbesc și au existat și în presă foarte multe scandaluri pe care și... 40.000%. Da. Am văzut. Deci, iată. 40.000 de ori la sută. Asta, da. Pentru că există și această credulitate, există această bunăvoință, beneficiul de bunăvoință pe care, din păcate, unii bătrâni mai puțin instruiți, mai puțin confruntați cu astfel de situații, pot să le întâmpine și pot cădea în aceste capcane. Domnul Laurențiu, dar eu totuși vreau să subliniez că misiunea acestei organizații de bază nu este și n-a fost niciodată aceea de creditare, de împrumuturi rambursabile. Este aceea de
a fi, de a da întrajutorare socială. Are un caracter, organizația noastră din totdeauna a avut și nu vrem să ne îndepărtăm, deși se caută prin diferite mijloace să se schimbe un pic sau să elimine. Are scopul. Organizația noastră are caracter civic, de caritate, de întrajutorare mutuală și de asistență socială. Și cea de mai apropiată de suflet, care acum, în timpurile noastre, e nevoie din ce în ce mai mult, aceea de socializare, aceea de minimizare a singurătății, care vrem, nu vrem să recunoaștem din partea unora, nu vrem să recunoască, există. Bătrânii noștri au intrat așa într-o perioadă când sunt, se simt singuri. Da. Sub multe, multe aspecte, și din partea celor din jur, a familiei, copiilor, nepoților, dar și din partea societății. Nu se mai organizează acele întâlniri, acele chemări sufletești, sociale, ca să oamenii să se adune, să se strângă. Și de aici, din acest punct de vedere, populația în vârstă e tristă, suferă mult. Deci acesta este scopul acestei organizații de bază. Sigur, la care se adaugă și această activitate, care e nevoie, facilitate de împrumut, dar este pentru o eventualitate. Așa, de strictă nevoie, de necesitate, nevoie. Vreau să mă credeți, am întâlnit oameni în acești ani care au venit să ceară 200 de lei împrumut. 200 de lei, care a rămas în urmă cu întreținerea sau să-și cumpere lemne sau să-și cumpere ceva pentru toamnă, pentru pregătire pentru iarnă. Sau în preajma sărbătorilor, să ceară împrumut de 150-200 de lei ca să facă un Crăciun sau un Paște. Da, și multe alte astfel de chestiuni. Nu mai vorbesc problema medicamentelor, dar care sunt strict necesare și vin tremurând săraci oameni. Să ceară acest minim împrumut și ceea ce este surprinzător, sunt foarte conștienți, vin cu ratele chiar înainte de termen. Sunt conștienți. Și suma aceasta mică, trist de mică, a împrumutului ne arată sărăcia, pe de altă parte sărăcia, exact. Dar și conștiința. Oamenii sunt conștienți că atât își pot permite, exact, pentru a nu ajunge într-o și mai mare datorie. Aș vrea să mai îmi permiteți o paranteză. Zilnic, mă rog, sunt nevoie să semnez multe contracte. Ajung până la 60-80 de... A fost timpul când am depășit 100 de contracte pe zi. Fluctuația oamenilor în organizația noastră este între 300 și 1000 pe zi, în funcție de... Deci oamenii aceia trebuie și repede serviți, dar și condiții, asigurate condiții de așteptare, de curățenie și așa mai departe, mai ales în timpurile, în zilele acestea pe care le trăim cu toții. Deci fluctuația este foarte, foarte, foarte mare și deci și cerințele și atenția trebuie să fie mărite. Așa, dar vreau să spun că analizez veniturile lor. Vreau să mă credeți că din peste 60-70% sunt oameni care au o pensie minimă. Sub, acum o spun, sub 1000 de lei, dar de fapt și chiar sub 800 de lei. Atenție, nu știu dacă am întâlnit, să zic așa, în acești ani, 10 pensii peste 5000 de lei. Aș vrea să insistăm, pentru că întotdeauna ne legăm și de timp și mai avem, din păcate, doar 7 minute. Aș vrea să insistăm asupra facilităților pe care dumneavoastră le oferiți. Le-am reținut pe cele două, dar haideți să vedem cu ce veniți în întâmpinarea pensionarilor. Am căutat de-a lungul timpului, dar mai cu seamă în ultimii ani, să dezvoltăm acele servicii, acele facilități care sunt strict, strict necesare pentru persoanele din vârsta a treia, respectiv cele medicale. Repetiv, cele medicale. Prin multe greutăți. Că se cer anumite, sigur, restricții, protocoale care trebuie să așa efectuate până a primi autorizația de funcționare, că orice serviciu trebuie să aibă autorizație, trebuie să răspundă unor cerințe. Și numai că ați reușit să treceți peste piedicile astea și astăzi puteți oferi? Oferi. În primul rând, medicină generală,
la care dăm și încă o problemă pentru absolut toate activitățile medicale, consultațiile le facem gratuit. Gratuit, absolut la orice. Așa. Deci la medicină generală, medicina generală, prin care să facem și ecografii, mai dăm anumite chestii, anumite ajutoare pentru implant cristalin, pentru proteze auditive, extracții și lucrări dentare, mai facem determinări de glicemie, oscilometrie, electrocardiograme, toate astea cu prețuri, toate acestea cu prețuri sub cele de pe piață. Chiar cam 50% și unele chiar și mai puțin. De exemplu, concret fiind, o extracție care facem gratuit pentru, de două ori pe an. Dacă în oraș la orice este 100-150 lei costă o extracție, da, noi... Într-adevăr veniți în sprijinul da, le dăm de două ori gratuit. În sprijinul da, bunicilor noștri. Avem servicii de fizioterapie care, într-adevăr, este foarte, foarte căutată. Și aici, dacă la oricare cabinet, chiar dacă vreți la Spitalul Județean, o ecografie este între 130-150 de lei pentru anumite chestiuni, dacă ele se adaugă tarifele acestea. La noi e 3 lei și 50 de bani. Și pentru alte 4 lei. Și dacă se face dublă, normal că așa. Dar trebuie să fie programare, trebuie să fie sigur. Da. Suntem dezvoltați, dar nu într-o asemenea măsură să putem face față la toate cerințele, că sunt multe. Așa, după aceea avem masaj. Să știți că și aici vin tot felul de oameni cu programare și răspundem. Dar cel mai mult acum, stomatologie. Oamenii ajung la o vârstă când au nevoie și de asemenea servicii. Am ajuns astăzi să avem trei scaune, trei cabinete, din care două sunt cu medici salariați ai noștri, cu program sigur part-time, dar și în continuare în scop propriu. Și toate serviciile acestea sunt până la 50% față de pe piață. Și, într-adevăr, vin oameni și am reușit, și prin multe căutări, rugăminți, intervenții, să avem medici buni. De exemplu, la una din cabinetele stomatologice, astăzi este doamna Oana Dogan, fosta directoare de la Casa de Asigurări pentru Sănătate. Dânsa a devenit și medic rezident și în același timp și cadru didactic universitar, specialist, ăsta, asistent. De asemenea, tot un cadru medical stomatologic, de asemenea rezident, dar în chirurgie facială, la Spitalul Județean este și este și de asemenea începând de anul acesta și asistent universitar. Deci avem, vreau să spun, cadre corespunzătoare și ceea ce mi-a plăcut cu tragere de inimă. Cum să spun, suferă la fel ca pacientul atunci când așa se am simțit treaba aceasta. Și cu dragoste de o categorie socială vulnerabilă, exact, pe exact, toate planurile. Exact. Deci pe nu urmărește altceva decât dorerile oamenilor. De asemenea, să știți că avem și alte servicii. În primul rând, apropierea aceasta, să realizăm apropierea între oameni. Avem cluburile de femei și de bărbați. Avem un club format din 40 și ceva de membre, croșet, mă rog, lucru manual în croșetare. Da. Dar nu fac numai atât. Au scris cărți, fac piese de teatru, între ei acolo și chiar așa. Sărbătoresc frumos anumite evenimente, cum a fost Ia României, cum sărbători de acestea de 8 martie, sărbători naționale și religioase, se adună așa și fac lucruri frumoase. Au participat la concursuri de croșet, de cum să spun, împletire rapidă, și la galați și la
Sibiu și la, și la Brașov a avut astfel de, de întâlniri. Ei, acesta este un lucru care, cum să spun, aduc anumite liniște, puțin atât. Și activitatea dumneavoastră de suflet, domnule președinte, pentru că, așa cum vă spuneam, timpul e inamicul nostru și mai avem un minut. Haideți să închidem emisiunea într-un fel în care ar fi trebuit să o începem, să punctăm de-a lungul ei și să le, să fim foarte clar pentru toți cei care sunt. Când sunteți de găsit, cum vine un pensionar la dumneavoastră și care este mesajul dumneavoastră pentru toți cei care vor să vină alături de asociații? Mesajul meu este să vină cât mai mulți bătrâni, să fie în primul rând informați prin toate mijloacele care sunt posibile, așa să fie informați despre scopul și obiectivele noastre și pe toți îi primim cu inima deschisă ca să formăm, să formăm cu adevărat o mare familie în județul nostru pentru această categorie de persoane în vârstă și astăzi mult, mult neajutorată. Programul nostru este întotdeauna de la 7:30 până la 15. Avem două sedii făcute numai și numai prin efortul propriu. Noi nu am fost și nu suntem finanțați de absolut nimeni. Avem două sedii încăpătoare, frumoase, curate, unul vis-a-vis de prefectură, care este un monument istoric și al doilea? Invit pe toată lumea să vină și al doilea este pe strada Tecuci numărul 3 la blocul V3 lângă blocul Albatros. Unii practic funcționează separat întreaga activitate bancară, întreaga activitate așa ne financiară. Okay. Activitate economică, financiară și bancară funcționează în această clădire nou făcută, dată în folosință în februarie anul trecut. Mulțumim. Are 1050 de metri. Wow, iată o realizare. Vă mulțumim. Îi invităm pe toți cei care își doresc să fie alături de dumneavoastră, să devină membrii dumneavoastră. Vă doresc doar sănătate, stimați spectatori, și să ne vedem din nou cu bine și fără griji la o nouă emisiune. Toate cele bune, vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc!